Așa cum vedeți în spatele meu și o să vedeți și în direcția cealaltă, astăzi pe Europeană, în localitatea Traian, se desfășoară o altă etapă a anchetei rutiere menită să stabilească valorile de trafic și importanța, care vor determina, de fapt, importanța construirii sau preparării sau intervenției asupra drumurilor la nivel național. Am trecut și noi pe aici acum câteva minute, am fost opriți în trafic. În cazul în care mergeți spre Iași, să știți că veți fi opriți în trafic. Vi se vor pune 3 întrebări simple: de unde veniți, unde mergeți și scopul. Nu se iau date personale, nu trebuie să completați niciun chestionar, toată treaba merge destul de repede, dar ca să știți, dacă veniți dinspre Iași spre Roman pe Europeană, dacă mergeți dinspre Roman spre Iași pe Europeană, veți întâlni acest filtru unde veți răspunde, deci trebuie să coborâți din mașină, la aceste 3 întrebări. Bineînțeles, se ridică și niște întrebări de altă natură, și anume, oare chiar e necesar aici pe Europeană o astfel de anchetă, să știe că E85 este extrem de tranzitată, de aceea se numește Europeană, și că sunt alte străzi, alte drumuri în județ, în jurul Romanului, pe care ar trebui să se facă astfel de anchete, cum ar fi, de exemplu, drumul care leagă Roman de Sagna și deja celebrul pod de la Luțca. Acolo ar trebui să se vadă valorile de trafic, pentru că pe Europeană se știe, e la mintea cocoșului, nu-i așa, că valorile de trafic vor fi foarte mari. O să încercăm să luăm legătura, să vorbim cu cineva, să ne poată niște date mai, nu știu, oficiale legate de această anchetă, deși ea avea început pe la ora 8 și va dura, dacă nu mă înșel, până la ora 14. Rămâne să vedem ce și cum și o să vă ținem la curent. Vorba de o anchetă de circulație coordonată de CESTRIN, care face parte din CNAIR, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, și ancheta constă într-o monitorizare a traficului prin oprirea participanților la trafic, cărora le se adresează câteva întrebări. Referitor, deci denumirea anchetei este anchetă origini-destinații. Așa, întrebări referitoare la traseul lor, scopul deplasării, dacă au marfă, pot să declară ce marfă au, la fel de bine pot fi situații când pot refuza și nu e obligatoriu ca să răspund. Nu e nicio obligație. Deci rămâne la latitudinea participată la trafic. Nu e nicio obligație. Dar care e scopul acestei anchete? De ce se face ea? De scopul ei, deci se referă la monitorizarea traficului în vederea lărgirii infrastructurii rutiere, a stabilirii diferitor parametri pentru o cât mai bună fluidizare în viitor a traficului. Și aici nu e prima oară când se face, s-a făcut în tot județul până acum. Nu. Deci anchetele astea de circulație normal se fac din 5 în 5 ani, așa e protocolul. Ea normal, cea care s-a făcut anul ăsta trebuia să, sau anchetele care s-au făcut anul ăsta trebuia să se facă în 2020, dar din cauza pandemiei se fac anul ăsta. Deci v-am spus, din 5 în 5 ani normal ar trebui făcut, iar la nivel de județ Neamț, asta este ultima. Prima am avut-o pe data de, sau nu, prim, mai bine zis, primele două anchete le-am avut pe data de 12 octombrie, pe DN15 la Vadă și pe DN15 de la Gâdinți, după aia pe 26 octombrie am avut pe DN15 de la Roșiori și pe DN15 la Săcălușești. Și astăzi o avem pe DN2 la Traian, așa ne-am gândit noi să o planificăm ultima și azi. Am riscat puțin cu vremea, dar asta a fost situația.
pentru că e vorba de traficul imens care este pe DN2 și am planificat o singură anchetă într-o zi. Aceste rezultatele acestor anchete vor duce la luarea unor decizii, ați spus, referitoare da, la infrastructura deci rutieră. Rezultatele merg la CESTRIN, deci CESTRIN-ul este subunitatea din cadrul companiei care se ocupă de adunarea tuturor datelor referitoare la trafic. Ieri vor fi analizate și în urma analizării se va stabili unde, de exemplu, unde ar mai trebui o bandă de mers unde, și așa mai departe. Trebuie să vă întreb, pentru că sigur și pe noi o să ne întreb oamenii. Rezultatele acestea ar putea duce, de exemplu, la refacerea podului peste Sirede la Luțca în cazul în care valorile de trafic arată că pe acolo este mult trafic? Nu cred că are o legătură cu podul la Luțca. Nu. Deci ceea ce ține de noi e vorba de doar de drumuri naționale. Am înțeles. Acum, dacă mai poate, colateral se mai deviază pe drumurile județene sau celelalte drumuri, asta e tot altceva, dar obiectul nu face pod de la Luțca. Am înțeles. Sau un alt obiectiv de genul ăsta. Nu. Nu, asta e clar, nu. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult. Cu plăcere. Mulțumim. De unde veniți? De la Roman. Unde mergeți? Aici, unde aveți dumneavoastră ancheta de circulație. Pentru a firma. Mulțumim. Mulțumim, o zi bună.